cea mai neagră zi pentru România de la începutul pandemiei. Peste 100 de români infectați cu COVID-19 au murit în ultimele 24 de ore. Până astăzi, 217.216 cazuri au fost înregistrate la nivelul țării. În urma testelor efectuate la nivelul național, față de ultima raportare au fost confirmate 4.724 de persoane. Crește numărul morților, 104 români au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus, este cel mai mare număr de decese de la începutul pandemiei, dintre acestea 5 persoane au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani. 25 de decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 34 de decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 30 de decese la categoria de peste 80 de ani. Până astăzi, 6574 de persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 au pierdut lupta cu boala la nivelul țării. Totodată, până astăzi, 27 octombrie, pe teritoriul României au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 48.752 sunt cazuri active. La terapie intensivă sunt internați 824 de pacienți COVID.